Centrul Cultural Dragan Muntean din Deva a găzduit marți seara, în ajunul Zilei Naționale a României, un concert folcloric extraordinar dedicat Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Evenimentul a fost organizat în mod fericit într-o altă zi de mare sărbătoare, cea a prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat și creștinător al României. Invitații felicitându-i pe organizatori, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Dragan Muntean din localitate pentru inspirata alegere făcută. La mulți ani celor care purtați numele Sfântului Apostol Andrei, la mulți ani românilor de pretutindeni, la mulți ani România, vă spunem de aici, din străvechea cetatea Devei, la o întâlnire de suflet, certificatul nostru de naștere ca națiune este identic cu certificatul de botez. Nicăieri nu mai există pe Mapamond un popor care să aibă această realitate scrisă în istorie, adică momentul în care s-a format să se și încreștineze. De aceea vreau să mulțumesc și eu organizatorilor, pentru că au avut inspirația de a sărbători încă din această seară Ziua României și pe Sfântul Andrei împreună aici la Deva. Și când mă refer la organizatori, mă refer la instituția Primăriei Municipiului Deva și în mod special la domnul primar Florin Nicolae Oancea, pe care vă rog să-l aplaudați și căruia îi mulțumesc în mod deosebit. De asemenea, vreau să mulțumesc oameni buni și Centrului Cultural Dragan Muntean și în mod special domnului care împlinește, fratelui meu, care împlinește misiunea de manageriat acolo, lui Cristian Fodor și întregii echipe pe care o salutăm și căreia îi mulțumim încă o dată. La rândul lor, organizatorii au mulțumit publicului pentru prezență, una redusă, cei drept, concertul desfășurându-se cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflate în vigoare pe perioada stării de alertă. Doresc din tot sufletul să vă mulțumesc pentru că în această seară minunată sunteți alături de noi. Să simțim și să vibrăm românește aici pe cele mai frumoase cântece ale neamului românesc și vreau să le urez tuturor celor care poartă numele Andrei la mulți ani, multă sănătate și să dea bunul Dumnezeu să aibă parte doar de bucurie. Vreau să mulțumesc Primăriei Municipiului Deva și Consiliului Local al Municipiului Deva pentru că a făcut posibil ca acest spectacol extraordinar de Ziua Națională României să aibă loc aici la Deva și țin să-i mulțumesc din suflet primarului Devei, domnului Nicolae Florin Oancea, pentru tot sprijinul pe care ni l-a dat în toate evenimentele culturale din acest an și chiar merită aplauze pentru că se zbate pentru cultura deviană, cea hunedoreană și mulțumesc că a fost întotdeauna alături de noi, împreună cu toți consilierii locali. Concertul extraordinar s-a numit Noi suntem români, iar prin prestația lor scenică, Nicolae și Tudor Furdui Iancu și grupul instrumental Crainou din Alba Iulia, Marius Ciprian Pop, Mariana și Adriana Angel, Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Homorodean, Sebastian Stan și Nicolae Flaviu Cristia, alături de orchestra ansamblului profesionist Dragan Muntean, dirijată de profesorul George Câlțea, au ridicat sala în picioare. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni, noi suntem români. Noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni. A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Tot românul veselește, România tinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni. Spectacolul Noi suntem români, dedicat Zilei Naționale și desfășurat la Centrul Cultural Dragan Muntean, va fi difuzat pe postul de televiziune 1 TV Deva în două părți. Prima parte a spectacolului va fi difuzată miercuri 1 decembrie de la ora 16:30, iar cea de-a doua joi 2 decembrie de la aceeași oră 16:30.